adunarea aceasta închinătorilor într-un serviciu de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și ideea pe care vreau să o vede inima noastră a tuturor este exprimată în versetul 5. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Frați delegați la Conferința Națională a Cultului Baptist în România, întâlniți astăzi într-o atmosferă de sărbătoare la Caransebeș. Vreau să mulțumim Domnului, pentru că bunătatea Lui este temelia de neclintit pe care se sprijină credința noastră, nădejdea noastră și slujirea noastră. Bunătatea Lui Dumnezeu manifestată în creație, în formarea poporului Său și în purtarea de grijă față de copiii Lui este temelia de neclintit. Pentru credința noastră, pentru nădejdea noastră și pentru slujirea noastră. Haideți să venim împreună cu câțiva frați în rugăciune de mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui manifestată față de fiecare generație de credincioși din poporul lui Dumnezeu. Amin. Amin.